întors la Neața și vreau să vorbim puțin despre un sport despre care doar vorbim de câteva săptămâni. Avem echipament cu toții, dar nu-l practică nimeni aici. Avem și cunoștințe, adică ne dăm cu părerea. Ne dăm cu părerea acum. Păi, vine barajul acum, trebuie să ne dăm cu părerea și mai tare. Pe 16-17 aprilie avem baraj la Cluj, jucăm cu Italia pentru a ne menține în grupele pentru mondiale. Serios? Da, și avem capitan nou la echipă. Cine? Monica Niculescu. Foarte bine. Și deja e ușor scandal. De ce? Pentru că s-a făcut convocările, așa cum se fac și la fotbal, și cineva a fost lăsat pe afară. Și acel cineva, cuiva nu i-a convenit. Mai multe știe Flori, care este la tenis. Nu știu dacă joacă azi, dar cu siguranță ne zice mai multe despre barajul care vine repede și despre Monica Niculescu. Felicitări! Stai puțin că nu e bine. Deci Flori vine de la fabrica de bere și acum am trimis-o pe consumat de tenis. Da, am înțeles. Bună dimineața, Flori! Bună dimineața, Florin! Bine v-am găsit! Aflăm totul astăzi despre meciul cu Italia de la noul capitan al echipei naționale, Monica Niculescu. Bună dimineața, Monica! Am găsit-o pe Monica, bineînțeles, la antrenament. Bună dimineața, Monica! Ce faceți? Am venit să te vedem și să ne spui cum te simți în rolul de capitan al echipei naționale. Mă simt foarte bine. Bineînțeles că am primit această propunere, eram la Dubai, am primit propunerea din partea conducerii Federației Române de Tenis. Mi-a plăcut foarte mult ideea. Noi suntem într-o grupă de baraj, un moment foarte important pentru România, pentru că trebuie să rămânem în grupa mondială, este important să câștigăm acest meci și nu am putut să las echipa în acest moment. Eu am venit tot timpul cu drag și cu mult suflet pentru echipă și am jucat aproape toate meciurile când a trebuit și mă bucur tare mult că m-au ales și că sunt aici și sper să câștigăm meciul. Săptămâna viitoare la Cluj întâlnim Italia. Italia totuși vine fără cea mai importantă jucătoare a lor. Da, sigur, Camila Giorgi nu vine, ceea ce ne avantajează puțin. Îmi pare bine că jucăm la Cluj, dar nu o să avem spectatori. Era un atu dacă puteau să vină acei 7.000 de persoane. Sper să or să fie meciuri foarte grele, echilibrate, va fi egal pentru că totuși Italia o să vină Paolini, Trevisan, Cocerată, sunt fete foarte tinere care au foarte multă energie și își doresc foarte mult să facă treabă. Au fost și ceva discuții referitoare la convocările pe care le-ai făcut și toată lumea a fost surprinsă de faptul că nu este Irina. Eu, să știți că am convocat pe toate fetele de top. Irina, din păcate, a zis de anul trecut că este anul olimpic și nu va putea veni. Îi respectăm decizia și, bineînțeles că Irina a jucat tot timpul pentru România și este o piesă importantă în echipă, dar chiar este anul olimpic și este la limită cu clasamentul. Mai trebuie să facă câteva puncte ca să-și facă clasament, să participe la Olimpiadă și, după cum știți, mai sunt vreo 4-5 turnee și nu mai e așa mult timp. Nici pe Olaru nu o vedem. Da, Raluca la fel, este an olimpic, ea este 40 și ceva, mai are nevoie de câteva puncte. Bineînțeles că a avut niște rezultate extraordinare, a câștigat San Petersburg anul acesta și ne-am dorit să o avem în echipă, dar nu s-a putut, se concentrează pe turnee și bineînțeles că îi dorim baftă și sper să-și atingă obiectivul. În schimb, o avem pe Simona Halep. O avem pe Simona, avem pe Patricia Țigă, Buzărnescu, pe Mihaela, pe Irina Bara și bineînțeles și eu voi juca. Eu sunt capitan jucător. Asta voiam să te întreb. Voi juca, da. Sunt capitan jucător. Am emoții, bineînțeles. Și da, eu zic că avem șanse. Dacă fetele în momentul meciului vor fi 100% fizic și mental, eu zic că avem șanse să câștigăm acest meci. Cu Simona ai reușit să discuți până acum? Da, Simona este în recuperare, își dorește mult să participe. Vedem la momentul meciului. Știți cum este, când ai o accidentare nu poți să tragi de corp sau să, chiar dacă îți dorești să vii, important e să fim sănătoase și eu zic că va fi bine. Monica, îți mulțumesc mult de tot că ai fost astăzi alături de noi. Bineînțeles că vreau și eu la final să încercăm să schimbăm câteva mingi, mai ales că eu mă pricep la tenis, am făcut 8 ani de tenis, așa că... Sigur că da! Pac! Uite, Flori joacă măcar! Bravo! Stângace? 8 ani, dar prin corespondență. Stângace, Flori, fii atent că dă cu stânga. Sau văd... Da, e stângace. Da. Da. Mă rog, le ținem pumnii fetelor noastre. Sala de la Cluj arată absolut spectaculos. Și acustică mișto, dacă era cu